Salut, sunt Vlad Bills. Vă uitați la Hail <trui> Salutare tuturor și bine ați venit la încă un episod în care nu încurajăm consumul de droguri. În acest episod o să vorbim despre ciupercile halucinogene pe care le veți găsi pe internet sub diferite nume precum psilocibe cu bensis, psilocibe mexicana sau mexicana dacă am făcut spaniolă sau nu, liberty cap, și așa mai departe. O să punem pe video un scroll unde vă arătăm toate denumirile lor. Acest episod se numește Mic dejun pentru hipsteri. Mic dejun pentru că de obicei se iau dimineața ca să ne putem bucura de lumina solară, de lumina soarelui, de culorile plăcute și de natură și pentru că se iau pe stomacul gol. Firește se pot lua și după amiaza, dar cine așteaptă după amiaza să flămânzească fără să mănânce nimic? Aceste ciuperci sunt mai mult consumate decât de către hipsteri pentru că de obicei cocalarii cu ceafă lată, tenul cafe la și tricourile cu Palm Angels preferă pastilele de ecstasy și cocaina. După cum spuneam, noi nu încurajăm consumul de droguri, dar dacă tot o să fiți la modul Hei Vlad, nu-mi pasă, eu tot o să consum, uitați câteva sfaturi pentru a fi 100% în siguranță și pentru sănătate unul la mână dozajul, o porție de ciuperci are 2 grame și se vinde pe piață cu prețul de 50 de lei sau 100 de lei, depinde cât de prieten ești cu dealerul. O porție de ciuperci are 2 grame și persoanele care n-au mai luat niciodată de obicei iau 1 gram, în timp ce oamenii care sunt mai experimentați 2 grame, maxim 3 grame. Cel mai important lucru când iei o porție de ciuperci este set and setting-ul, adică locul unde ești și oamenii cu care ești. Cel mai important lucru este să te simți în siguranță și să te simți bine. Nu contează dacă iei ciuperci la cămin sau le ei într-o pădure, trebuie doar să te simți în siguranță și să te simți bine. Se poate întâmpla să te panichezi dacă le iei pentru prima oară, să te panichezi dacă le iei singur la tine acasă și doar asculți muzică, la fel de bine cum se poate să te panichezi dacă le iei în vama veche și e o aglomerație infernală, tot felul de fețe de oameni pe care nu le cunoști, mașini de gardă, gălăgie, muzică, trap și așa mai departe. Dacă se întâmplă totuși să îți iei bad trip, uite cum îți salvezi sănătatea mentală. Zahărul și vitamina C te pot ajuta să îți cadă efectele de la ciuperci, cel mai bine e să mănânci fructe, portocale, pere, orice conține zahăr și vitamina C. Poți să tragi aer adânc în piept, poți să pui niște muzică care ție îți place personal și te relaxează și te calmează, poți să vorbești cu un prieten despre ceea ce simți în interiorul tău și el să te asigure că totul o să fie bine, de preferință printre voi oamenii care băgați lucruri de genul să fie și o persoană trează trip care să aibă grijă de voi, și să fie în controlul realității și dacă se întâmplă să fii într-un mediu nefavorabil, gen o aglomerație imensă în vama veche, să pleci din aglomerația aceea și să te întorci la cazare. Dacă observi că îți bate inima prea tare, că ai anxietate, hiperventilație, adică respiri prea repede, este bine să nu te lupti cu tripul, toate aceste lupte te vor face să te panichezi mai tare, trebuie să go with the flow, să accepti faptul că ai un bad trip și în momentul în care nu te mai lupți cu el și nu ți se mai pare un lucru atât de rău și care trebuie rezolvat, o să vezi că încet, încet ajungi să te calmezi. Numărul 3. Heroic Dose Probabil unii dintre voi ați găsit pe internet și ați citit acest termen de Heroic Dose, care înseamnă o persoană care ia o doză de 5 grame de Eu nu numesc așa ceva heroic dose, o numesc idiotic dose, pentru că e pentru proști. Un lucru eroic este ceva ce faci ca să salvezi viața cuiva sau să aperi societatea, să ajuți societatea. Cum se întâmplă, de exemplu, când merg pompierii prin flăcări, într-o casă în flăcări, ca să salveze viața cuiva. Asta, într-adevăr, este ceva eroic. Dar, în schimb, să iei 5 grame de ciuperci deodată, mai mult de două porții și jumătate, pentru ce? Nu salvezi pe nimeni, nu te salvezi nici pe tine însuți, nu faci niciun ban, îți pui în pericol sănătatea mentală și probabil că și sănătatea fizică, făcând lucruri stupide, nu ai nimic de câștigat. Americanii, au un termen foarte bun pentru asta, se numește playing stupid games with stupid prizes, adică să joci jocuri stupide cu premii și mai stupide. E ca atunci când vine cineva și zice, hei Vlad, pun pariu că n-ai tu pe eu să bei aceste trei sticle de whisky deodată. Și nu pune niciun premiu gen, o să-ți dăm o medalie de onoare, o să-ți dăm 10.000 de dolari, o să-te punem pe Hall of Fame, doar spune, hei, Vlad, pun pariu că n-ai tupeu să iei 5 grame de ciuperci deodată. E pentru idioți. Nu se numește Heroic Dose, se numește Idiotic Dose. Nu luați așa ceva niciodată. Am spus și în clipul despre LSD, dacă am de ales între două extreme, să iau mai puțin dintr-un lucru și să iau mai mult dintr-un lucru, să iau prea puțin și să iau prea mult, aleg întotdeauna să iau prea puțin dintr-un lucru. De asemenea, încă un sfat pe care pot să vi-l dau despre junkies, în afară de nu luați heroic dose, este să nu combinați lucrurile, să nu combinați psihedelicele cu alcool, poate să vă pună în pericol să vă distrugă tripul, să nu combinați cu iarbă, poate să vă dea anxietate și să vă strice tripul, să vă ducă într-un bad trip, poate să-l amplifice, poate să-l facă mai rău, să nu combinați de asemenea nici cu cocaină. Sunt niște mituri de-astea urbane, la fel cum iarba te liniștește într-un bad trip fals, la fel cu cocaina, că tragi tu o linie de cocaină și te trezești din trip, la fel ca în filmul ăla cu lupul de pe Wall Street când e ăla spar pe coaluți și trage o linie de cocaină. E fals, coxul o să-ți facă inima să bată mai tare și mai tare, o să-ți dea tahicardie, o să-ți dea hiperventilație, o să te agite și mai și mai mult și nu o să te ajute. E ca atunci când bei multă cafea și îți dă foarte multă anxietate. Nu combinați droguri cu droguri și nu fumați ce ar bătrageți coc sau faceți alte căcaturi pe ciuperci? Beneficii medicale ale psilocinei substanța activă din ciuperci. Probabil ați găsit pe internet faptul că psilocina, substanța activă din ciuperci, are tot felul de beneficii medicale: că oprește depresia, ajută la vindecarea depresiei, stimulează creativitatea. Acest lucru este adevărat, dar doar în doze mici recomandate de către un medic și sub supervizarea cuiva care se pricepe la asta. Unul din uh, episoadele care mi se par amuzante și creative în același timp se întâmpla să merg undeva prin Vitan pe lângă niște blocuri, spart fiind pe ciuperci și... Mă uit la un moment dat la un bloc care era plin de grafiti, plin de grafiti adică grafiti peste grafiti peste grafiti exact ca în San Andreas când ai tu cu verde greu street peste balas. Și toate grafitiurile au început să se miște când eram spar pe ciuperci, efectiv se îmbinau Tupac cu Muie Steaua și se împrieteneau cu Biugi Mafia și cu Porcul la Eul a fost așa de interesant toată mișcarea aceea de desene, încât atunci când m-am dus la Cămin, la Arca Vitan, unde stăteam eu, am luat o coală de hârtie și niște culori și am început să desenez tot felul de lucruri, tot felul de desene pe foaia aia, de la nori, la soare, la oameni, la insecte și toate lucrurile începeau să se miște și să conviețuiască unul cu celălalt. Am început să desenez niște spirale, niște mandale, devenea desenul din ce în ce mai încărcat din ce în ce mai complex și era totul atât de viu. Aia chiar a fost o experiență plăcută pe, pe partea aceasta de creativitate, dar menționez faptul că a fost o doză mică și n-a fost heroic dău sau alte lucruri de genul. Uitați aici un topic interesant, de ce au fost interzise ciupercile în Olanda? După cum spuneam, ciupercile te pot ajuta să fii mai creativ, te pot face să râzi, te pot scoate din depresie, te pot ajuta să fii mai prietenos și mai sociabil, așa că de ce au fost interzise ciupercile în Olanda? Ei bine, până în anul 2008, ciupercile puteau fi cumpărate la liber din smart shop-uri, la fel ca iarba în Olanda, dar după aceea s-a întâmplat o tragedie când o adolescentă franțuzoică s-a aruncat de pe un pod din Amsterdam, bubuită fiind pe psilocibină, pe ciuperci, adică și a murit. După acest episod s-a dat o lege, au fost scoase ciupercile din comerț, tot atunci nu ai mai avut voie să bei alcool în coffee shop-uri și să fumezi, s-au întâmplat mai multe lucruri. După cum spuneam Magic, Mushrooms, Shrooms au efecte pozitive, te scapă de depresie, îți vine să râzi, ești mai sociabil și mai fericit, dar doar atunci când le iei în cantități mici și când ai un set în settings bun. Fata aia, adolescenta din Franța, pe lângă faptul că n-a fiind un copil, mă aștept să nu fi avut o experiență foarte mare cu ciupercile, pe lângă faptul că n-a avut o experiență foarte mare cu ciupercile, probabil nici n-a luat jumătate de gram, o fi luat mai mult decât atât, și nici set în settings-ul nu era bun. Adică ea l-a luat în fucking Amsterdam, unde e o aglomerație de turiști, nu cunoști pe nimeni, multă îmbunzeală, mulți oameni negri, chinezi, olandezi, francezi, zgomot de mașini, claxoane, voci, șo șo, 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 pa, 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 tot felul de lucruri pe care le auzi pe fundal când e spart și cred și eu că te panichează la un timp. La fel de bine cum îți dă fericire și râzi și te simți bine și ești Super prietenos cu toată lumea, poate să-ți dea senzația că mori, că o să nebunești, că ți se face rău, că ți explodează capul, anxietate, frică și paranoia, dacă iei prea mult asta e valabil cu absolut orice, e exact ca la alcool, be așa puțin să te încălzească, să te facă mai sociabil, să ai curajul să vorbești cu o fată sau ce vei tu să faci, dar probabil ai observat că de la prea mult alcool intri în coma alcoolică, cazi pe undeva, îți spargi capul, vomiți și așa mai departe. Întotdeauna este important cât ei și unde ei și cum ei și cu cine ei. Interzicea ciupercilor în Olanda evident nu a oprit copiii sau tinerii din Olanda sau turiștii să consume ciuperci, doar că statul nu și-a mai asumat răspunderea că din cauza noastră că am permis lucrurile astea să fie atât de legale și accesibile oamenilor, au murit adolescenții. Statul efectiv și-a luat răspunderea asta de pe umeri și a pus -o în cârca dealerilor și a oamenilor de pe piața neagră asta. Nu rezolvă problema, se pot întâmpla aceleași lucruri și acum de aceea am zis să fac clipul acesta despre ciuperci ca să învețe lumea și să fie safety și să își managerieze mai bine sănătatea. Ultimul lucru pe care pot să vi-l spun tot așa în acest context de drug safety și de cum să rămâi sănătos, cum să fie totul fan și totul ok. Nu culegeți ciuperci de pe munte cu mâna voastră, ciuperci din pădure, din locuri sălbatice, pentru că aș citit voi undeva că pe piscu cu tare se află specia cu tare care te rupe și îți rupe capul și o să o căutați voi pe internet și nu știu ce. Internetul ăsta mare, telefoanele nu sunt un fel de pokedex al ciupercilor, să te uiți ca la bulbazaur, să fii la modul u ce face ciuperca asta cu pălărie roșie, o să-mi rupă capul, o să mă omoare. Nu poți avea încredere în internet pentru așa ceva. Și la fel cum spunea și Elon Musk, nu tot ce e natural e bun, la fel cum nu tot ce e sintetic e rău. Sunt lucruri naturale care sunt rele, sunt lucruri sintetice care sunt bune, sunt lucruri naturale care sunt bune, sunt lucruri sintetice care sunt rele. De exemplu și arseniul și uraniul sunt lucruri naturale, le găsești în tabloul periodic al elementelor, doar că te otrăvești și te omoară și, și pe de altă parte sunt medicamente, care, deși sunt sintetice, sunt făcute în laborator, te ajută și te vindecă. Același lucru și cu ciupercile. Nu toate ciupercile te fac să te simți bine și să ieși din depresie și să fii super happy și fericit. Sunt ciuperci, de exemplu, care pot să te intoxice, să te omoare, să strice intestinele, să te otrăvească și așa mai departe, doar pentru că sunt crescute în natură nu înseamnă că sunt bune. Nu vă apucați să culegeți ciuperci cu mâna voastră și să mâncați toate lucrurile, să le luați voi, să le uscați și așa mai departe. Acesta a fost clipul nostru din highlight despre ciuperci. Eu sunt gazda voastră Vlad Bills. Dacă v-a plăcut clipul, lăsați vă rog un comentariu pe YouTube, un like, un share ca să putem să hecărim algoritmul ăsta malițios de la Google. Puteți să dați un follow și pe Instagram, găsiți contul meu pe Instagram în descriere pe YouTube și mai important, dacă doriți să vă abonați pe Patreon, încerc acolo să creez o comunitate și să putem să discutăm și pe Discord, să oferim consultanță juridică, să punem Q&A-uri cu ce mai doresc Patreonii să se posteze pe internet, să avem o mare comunitate unde să putem să îi ajutăm pe oameni. Aș vrea să vă spun că suntem susținuți de branduri mari și de companii de shrooms, dar nu există așa ceva în România, așa că ne bazăm pe sprijinul oamenilor ca să putem să mai facem conținut de calitate în continuare. Lăsați întrebările voastre și tot ce mai vreți în comentarii și vă aștept la următoarele clipuri. O să facem un clip despre Vama Veche, o să facem un clip despre Chetamin, o să mai facem niște clipuri despre Tehnoase și ne întoarcem din toamnă cu o serie de podcasturi. Salutări tuturor și distracție plăcută în continuare!